Hei, bună drăguților, bună suflete frumoase! Sunt astăzi aici alături de voi, chiar dacă am probleme cu gâtul în perioada asta, totuși nu mă pot abține să nu vin la masă. Facem o etalare într-o singură variantă, o etalare colectivă. Am pregătit pentru voi două pachete de tarot și unul de oracol. Pachetul acesta de oracol este un pic, nu știu cum să spun, mai special, pentru că vine cu mesaj așa mai directe, mai dure. Sper eu să reușesc cumva să nu personalizez atât de mult această etalare. Facem o etalare de tipul tu și el. Ne bazăm pe ceea ce avem aici din acest oracol, pentru că de aceea l-am și pus aici pe masă. Și haideți să vedem împreună ce ne iese, da? Etalare colectivă, generală, dacă titlul ți s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje pentru tine. De aici vreau să scot situația. Situația dintre tine și persoana aceasta. Hai să vedem ce mesaje vin. Și avem așa. Oh, Doamne, ce mesaje! O persoană foarte mândră, încăpățânată, egoistă, care face numai cum vrea el sau numai cum vrea ea. Deci nu există cale de mijloc pentru această persoană. Ori e ca el sau ca ea, ori nu mai e deloc. Ce alte mesaje mai avem? O, Doamne, dar ce avem aici? Persoană obsedată, o persoană de care tu nu poți să scapi. Ok. Cineva care îți spune că te vrea, cineva care insistă că te iubește, dar de fapt ai de-a face aici cu... Ai de-a face aici cu o persoană obsedată, cu o persoană care chiar are probleme în unele cazuri. Vezi tu, avem un om cu probleme, știi, să spun așa. Ok, deci tu nu poți scăpa de o persoană. Este cineva care pur și simplu se ține constant de capul tău sau vine după tine sau oricât ai încercat să scapi, persoana asta încearcă să-ți facă probleme sau încearcă să, nu știu, te urmărește, îți face ceva, știi? Dacă citesc așa mesajele, cum au ieșit, cineva e nebun aici după tine sau e nebun din cauza ta. Dar persoana asta are și ceva probleme, deci țineți cont și de lucrul ăsta, pentru că astea două cărți nu aveau ce să caute pe masa mea, da? Nu aveau ce căuta pe masa mea. Sper să nu se întâmple ceva cu acest clip, pentru că mesajele, v-am spus, sunt destul de dure din acest oracol, de aceea îl folosesc foarte rar. Ok. Hai să vedem. Nu știu cum să le pun. Așa le pun. Cine e omul ăsta obsedat de tine? Cine e persoana asta obsedată de tine? Că e un om obsedat aici de tine. Cine este? Un cavaler de bâte. Un cavaler de bâte și un doi de spade. Oh, cineva pe care tu îl împiedici sau încerci să împiedici energia acestei persoane să vină către tine? Sau cineva pentru care tu nu-ți deschizi inima și mi se pare că se poate de normal să nu-ți deschizi inima pentru o asemenea ființă. Chiar dacă insistă și încearcă aici și vine chiar cu o propunere, știi, chiar cu mesaje din astea că te iubesc, că nu mai pot după tine, că tu ești totul, că nu știu ce, omul ăsta clar are ceva probleme de ordin psihic, să zic așa. Ok. Zecele de monede, un om înstărit, poate fi o persoană înstărită sau care are o afacere proprie, familie bună. Bun, ce-i cu omul ăsta? Care-i treaba cu el și care-i sunt adevăratele intenții? Tare ciudată energie am simțit eu astăzi, nu știu de ce. Ok. Care-i treaba? Nebunul, ia uite. Nebunul. Nouăle de monede. Da, situație financiară bună. Vrea un nou început, chiar este nebunul din tarot, nebunul de care tu nu mai scapi. Și ce mai avem aici? 9 de spade, omul ăsta te stresează tare, tare, tare.
Mai vreau o singură carte, dacă e posibil. Avem un pași de cu pe cineva foarte imatur, stresant, o persoană care îți creează probleme sau cam așa ceva pare. Din câte văd aici, lucrurile între voi doi probabil că s-au încheiat într-un mod natural, dar omul ăsta nu cred că înțelege. Ținând cont de faptul că are o obsesie pentru tine. Acum eu o să pun niște cărți și facem în felul următor. Cum vezi tu cartea nebunului? Aici e situația dintre voi. Clar că tu nu-ți dorești această relație cu acest om. Ți este foarte bine singură, așa cum ești, dar persoana asta văd că te stresează. Nici el nu este cu cineva sau ea nu este cu cineva, este singură persoana asta. Amândoi sunteți singuri, lucrurile între voi clar s-au încheiat, dar se pare că omul ăsta nu este matur suficient încât să-și dea seama că lucrurile între voi nu mai merg și nici nu vor merge vreodată. Tu îl consideri a fi o persoană ciudată, cred că, având în vedere cărțile de aici, Noracol și Cartea Nebunului, și probabil că nu-ți mai dorești, pentru că lucrurile s-au încheiat destul de repede. Vezi, ai început o relație, ca și cum ai început o relație cu acest om și s-a și încheiat foarte rapid. Dar omul ăsta a rămas așa cu niște, nu știu ce, obsesii, clar, pentru tine. Ok, cum vede el situația? Ia să vedem cum vede el lucrurile și punem așa, clarificăm câte o carte și cum le vezi tu sau ce o să faci tu în situația asta. Și punem și din partea ta câte o cărticică. El sau ea. Și avem așa. Ce avem aici? El vrea neapărat sau ea vrea neapărat o întâlnire cu tine. Vrea să vă vedeți. Vrea să fiți acolo față în față. Te urmărește probabil. Uite, te urmărește din interior, parcă se uită pe geam, parcă poate ți este vecin sau poate că e cineva care, nu știu, în apropierea unui teren de fotbal sau un teren de undeva lângă o școală, da? Poate fi aici o profesoară sau un profesor. În unele cazuri poate fi vorba, da, despre un profesor sau o profesoară și văd că te urmărește constant. Ok. Ce mai apare pe aici? Patru de monede. Și peste, da, probabil că această persoană îți e, sau cum să spun, ți-a dat impresia că are mult mai mult decât are. O încăpățânare, cum am văzut și aici. Foarte încăpățânată această persoană. Persoană de care tu nu poți scăpa. Regina de cupe, terapeut. Terapeut și regina de cupe. Tot așa, tot profesor, tot doctor, profesor, nu știu cine e omul ăsta. În unele cazuri poate fi o femeie mai în vârstă, mai ales dacă tu ești bărbat, poate fi o femeie mai mare decât tine, mai matură, care are o obsesie pentru tine, a rămas așa cu obsesie. Ok. Ce mai avem aici? Cinciul de bâte, furie și nervi. Nu-și poate controla emoțiile în preajma ta. Nu-și poate controla emoțiile nici cum, nici când este în preajma ta, nici când este departe de tine. Un om care nu se poate controla. Ce mai avem aici? Și universul nu acceptă această încheiere. Da, măi, vorbim despre o persoană care are obsesie pentru tine. Să ai grijă, vine ca un avertisment, cred că etalarea asta, pentru unii dintre voi. Deci, poate fi vorba aici despre un doctor, o persoană care lucrează în sănătate. Bărbat sau femeie, nu contează. O persoană care, nu știu, te urmărește constant, da? Și nu-și poate controla emoțiile, clar, nu. Hai să te văd și pe tine. Tu, ce părere ai tu? Eremitul? Da, tu îl vezi așa ca pe un fel de vagabond sau o persoană a străzii, o persoană care nu ți atrage atenția. Consider că, cum să spun, vezi că tu nu prea îi dai atenție, cred că acestei persoane. Poate treci pe lângă ea în fiecare zi când vii de la lucru. Poate fi cineva, cum ar fi un cerșător pe stradă, căruia tu nu-i dai atenție. Și persoana asta poate fi extrem de periculoasă. Adică, în unele cazuri, poate fi chiar așa, da? Și e destul de periculoasă. Poate că în trecut a fost un profesor, iar acum este un om al străzii, da? Care a creat-o și a făcut o obsesie pentru tine. Și e cu ochii pe tine. Adică vine cu un mesaj așa cumva destul de dur etalarea asta și trebuie să dai un pic atenție. Uite, 10 de spade aici. Tu consideri că
Nu există nimic acolo, că totul s-a terminat, s-a încheiat, chiar dacă ai avut vreodată, cândva, de mult sau cine știe ce cu acest om. Că nu pentru toată lumea este. Deci luați doar ceea ce rezonează. Eu vă dau mai multe exemple sau posibilități doar pentru a vă regăsi fiecare, știți? Tu consideri că lucrurile s-au terminat, s-au încheiat cu această persoană, dar persoana asta nu este de acord cu acest gând, vezi? Pentru că ea vede totul într-un patru de monede, ca și cum acolo mai este ceva, știi? Încă mai este ceva. Nu vrea să renunțe la tine. Tu ai renunțat, tu ai încheiat, dar persoana asta nu renunță. Cinci de monede, uite, de asemenea, o carte a pierderii, da? Pentru tine e ca și cum a fost o boală, a fost ceva dureros, a fost ceva de care te-ai scăpat ca de o boală grea. Dar, vezi, din partea acestui om este o regină de cupe, ca și cum omul ăsta consideră că încă mai are sentimente și că lucrurile pot continua. Lucrurile pot continua, așa se gândește. Ce văd aici, îndrăgostiții? Tu probabil că ești acum într-o altă relație și omul ăsta încă te stresează, dar omul ăsta e foarte gelos pe relația ta. Persoana de care tu întrebi aici sau persoana despre care noi vorbim este încă, vezi, intră în competiție cu toți pretendenții sau toate persoanele din preajma ta, inclusiv soțul sau soția ta în cazul în care tu ești într-o relație serioasă, da? Deci mare grijă la această persoană. Și aici ce văd? Pajul de cupe și justiția din partea ta. Probabil că la un moment dat îți vei dori, da, să chiar să implici autoritățile în cazul în care omul ăsta chiar nu-ți dă pace, dar prea puțin îi pasă. O să spun așa, că prea puțin îi pasă. Nu știu pentru cine am mesajul ăsta, este destul de dur din câte văd. Totuși, cred că o să postez această etalare pentru că, na, e un mesaj. E un mesaj important și probabil că cineva are nevoie de el, nu știu. Bun, drăguților, nu mă certați dacă nu aveți nicio treabă și nu vi se potrivește. Nu mă certați. Că nu poate rezona cu toată lumea. Asta e, ce să facem? Rezonează cu cine rezonează, dar dacă aveți așa ceva în viața voastră, grijă mare, da? Grijă mare că omul ăsta poate fi periculos. Okidoki, cam atât. Mă opresc aici. Energia nu este prea plăcută și mă opresc aici. V-am pupat. Aveți grijă de voi, da? În primul rând, aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau.